Moldovenii lucrau de mai mult timp la o exploatație petrolieră din Sudanul de Sud și s-au pomenit în mijlocul conflictului civil din această țară. Ei au refuzat să discute cu jurnaliștii. Cum ați fost evacuați? Nu am ce spune. Violențele din Sudanul de Sud au izbucnit pe 15 decembrie în urma unui conflict între susținătorii actualului președinte Salva Kiir și cei ai fostului vicepreședinte Riek Machar.